În semn de recunoaștere a culturii, istoriei și drepturilor milioanelor de romi din toată lumea, sute de oameni și-au dat întâlnire ieri în Parcul Sebastian din Capitală pentru a asista la un concert de proporții. Au fost prezenți interpreți muzicali, atât pentru iubitorii muzicii clasice, cât și pentru cei care aleg să petreacă în stil lăutăresc. Sute de oameni și-au dat întâlnire în Parcul Sebastian din sectorul 5 al capitalei pentru a participa la festivitățile anuale organizate în țară. Evenimentul promovează diversitatea și incluziunea socială și își propune să sensibilizeze opinia publică cu privire la discriminarea și stereotipurile cu care se confruntă romii. Este o zi foarte, foarte importantă pentru minoritatea romă din România. Este o zi cu sărbătoare, cu veselie, cu energie bună, culoare și tot ceea ce romii au mai bun. Este o zi în care arătăm întregii românii, este o zi care se sărbătorește în toată lumea și în România, iată că Partida Romilor reușește în fiecare an să surprindă prin numărul mare de evenimente organizate în toate județele, cu bucurie, culoare, cu așa cum vă spuneam, este o zi în care arătăm felul în care noi trăim. Semnifică o importanță, bucurie pe care cu acest prilej în data de 8 aprilie, ziua națională și internațională a minorității rome, este momentul în care ne promovăm identitatea culturală. Spectacolul organizat cu prilejul Zilei Internaționale a Romilor, sărbătorită în fiecare an pe 8 aprilie, a inclus în program artiști mult îndrăgiți, de la Țancă, Uraganul, Florin Salam și Costel Biju, la Viorica și Ioniță de la Clejani, Irina Login și Aurel Moga. Este o chestiune de noutate în ceea ce privește partea de organizare, pentru că am venit cu bucătari, șef bucătari de etnie romă, cu preparate specifice nouă. Sunt cam toți artiștii, Viorica de la Clejani, Babanu, Biju, Țancă. În cadrul evenimentului are loc și un festival culinar unde cei mai buni bucătari romi prepară de zor cele mai delicioase feluri de mâncare. Nu se putea să înceapă un așa eveniment fără mâncarea lor tradițională, care este de excepție, dar ce au pregătit pentru astăzi aflăm chiar în momentele acestea. Bun găsit! Spuneți-ne ce preparate aveți, pentru că eu nu mai pot, deja miroase senzațional. Haideți să ne întoarcem puțin spre ele și să-mi spuneți exact. Mișto Avilien, bine ați venit, mă bucur foarte mult că sunteți prezenți la acest frumos eveniment. Ce să vă prezint, este vorba de o scăriță care vă unge la suflet. Avem aici niște preparate tradiționale. Așa. În partea asta avem o pastramă pregătită așa ca la mama acasă, cum trebuie pregătită, niște cărnăciori tradiționali făcuți cum trebuie făcuți. Am plecat de la Sfânta Scăriță, care arăta senzațional, și ne-am îndreptat spre pește, unde sfârie deja pe grătar, dar până la peștele care sfârie pe grătar, avem aici un alt preparat care arată senzațional, nici nu vă mai spun cum miroase.